Se anunță distracție pe cinste la zilele Comunei Jebel. În 19, 20 și 21 iulie, în curtea Căminului Cultural Efta Botoca din localitate, artiști de fală din Banat vor veni să dea glas celor mai frumoase șlagăre din folclor. Vineri 19 iulie vor cânta Ciprian Pop și Asmina Iova. Sâmbătă 20 iulie îi vor scoate pe toți pătimașii la joc Liliana Laichici și Ioan Surdu, iar duminică 21 iulie, Andreea Voica și Borco Radivoievici vor încheia apoteotic seria zilelor de distracție de la Jebel. În deschiderea evenimentului cultural va participa și ansamblul Călușerul din Jebel. Coregrafia este semnată de Crina Stoica, iar conducerea muzicală de Radu Cuciureanu. Organizatorii manifestării culturale sunt Primăria și Consiliul Local Jebel și Consiliul Județean Timiș.